Hei, hei, salutare, dragii mei, bună dimineața și bine v-am regăsit la mesajele zilei. Poftă bună la cafeluță, poftă bună la viață, lucruri frumoase, magie, pârțuri de unicorn cu sclipici să fie peste tot și peste toate. Ia să vedem care este povestea de astăzi și care sunt îndemnurile din partea spiritului Infinity, infinitul, beautiful things will endure. Ia câte lucruri foarte frumoase vor să vină către tine. Ești înconjurat de infinită frumusețe, infinită iubire și infinită abundență. Ele sunt acolo peste tot, dar tu trebuie să reprezinți un punct de atracție pentru toate lucrurile acestea frumoase. Că ce să vezi, totul e pe parte, mă rog, vibrație și așa mai departe. Nu intrăm în detalii acum, știți foarte bine. La cererea publicului, dacă este cerere, pot explica unele lucruri. Că m-am cam săturat să vorbesc că degeaba și să nu asculte nimeni. Bun, let's keep it simple. Uite că mă duceam deja prea departe. Haideți să vedem care sunt bilețelele și anume cuvintele cheie pentru astăzi și lucrurile acestea frumoase care vor să vină către voi. Câștig garantat. Wow! Foarte bine, înseamnă că cineva și-a făcut temele de casă pentru tine. Câștigul este garantat, pentru că doar nu pentru mine. Eu mi l-am garantat de mult. Fiecare trebuie să lucreze pe persoană fizică și ia câtă reușită. Reușită, câștig garantat și lucruri foarte frumoase care vor să se întâmple. Și negativ, ia să vedem că aici este o țărică de temă de casă, spune spiritul și mai, luna, opa, luna mai, poate să fie cineva în zodia Taur, ia să vedem despre ce este vorba sau ia vezi tu ce credințe ai vis-a-vis de partea materială a vieții. Bun, hai să mergem pe calea astrelor și să vedem ce ne subliniază, ce ne scoate în evidență. Shadow, ia cătă Pluto care vorbește despre lucruri ascunse, despre umbre și vedem și energia lui Saturn care îngreunează puțin lucrurile. De ce? Pentru că s-ar putea să fie acolo niște lucruri subconștient, acele credințe, acele programe despre care tot vorbesc și care îți pot îngreuna treburile. Și vedem și energia lui Mercur. Ea vorbește de planul mental, despre gânduri, despre credințe, dar și despre vești, despre comunicare. Și mai roagă încă una și casa a șaptea, casa relațiilor și parteneriatelor. Bun, haideți să vedem și de aici care este treaba și care, uite, două să fie atențiune, pentru că vedem o oarecare avertizare, să fii cumva atent la ceva, poate la discuțiile pe care le vei avea, negocierile pe care poate le vei avea astăzi, ceva mai multă atenție, dar avem și pe Saturn și pe Pluto acolo. Nu ceda, cum să zic, nu că nu ceda. Tu vezi care sunt credințele, vezi care sunt principiile tale, vezi dacă sunt sănătoase și dacă sunt sănătoase, menține-le, îți spune spiritul, pentru că s-ar putea să fie cineva care vrea să-ți schimbe credințele, să-ți schimbe părerile, să te încerce să te facă să acționezi cum vrea persoana respectivă, da? Menține-te cumva pe poziție, cam ăsta este mesajul de bază. Hai să vedem ce altceva mai avem pentru astăzi. Inner child healing, vindecarea copilului interior. V-am spus, cineva trebuie să-și facă temele de casă dacă nu și le-a făcut. Vedem și asistența din partea ghizilor tăi spirituali care stau și se uită dacă îți vei asculta vocea interioară, dacă îți vei asculta intuiția de data aceasta, poate vis-a-vis de o negociere sau de o discuție pe care o vei avea sau nu. Dacă, stați așa că s-au amestecat ceva ce nu trebuia să se amestece, tu treci la locul tău, thank you. Dacă te vei lăsa păcălit de cineva din exteriorul tău sau nu, dacă te vei lăsa controlat sau nu, pentru că, atenție, s-ar putea să fie cineva care să te controleze știindu-ți sau simțindu-ți punctele acelea vulnerabile. Da, ia cătă trust, ai nevoie de ceva mai multă încredere în primul și în primul rând în tine, nu forța lucrurile, lucrurile se întâmplă la momentul potrivit, fără doar și poate. Ceva mai multă atenție astăzi, da, pentru că s-ar putea să fie niște vulturi de ea în jurul tău, gata, gata să te ciugulească. Bun, haideți să vedem și mesajul din partea Doamnei Lună.
ce anume vrea să spună, asta vrea să spună și spune foarte bine cu luna plină în vărsător, arată lumii cine ești tu cu adevărat. Nu te mai micșora, nu mai sta în genunchi acolo, ridică-te, spune ceea ce ai de spus, apără-ți valorile și principiile și atunci astfel de persoane nu au nicio șansă în fața ta. Bun, hai să vedem. Tell me more about today, thank you, Spirit. Da, ieși din zona de sacrificiu, da? Nu te mai sacrifica pentru ceilalți, nu mai face cum spun ceilalți, nu mai dansa după muzica lor. Nu mai sta în poziția aceea de victimă, așa cum îi spun eu. Lucrurile urmează să aibă o pantă așpantă, un urcuș, da? o curbură ascendentă pentru tine dacă îți vei asculta sufletul, dacă îți vei asculta intuiția, dacă nu te vei lăsa manipulat din stânga și din dreapta de fie figure autoritare, ca așa le percepi tu, sau mă rog, poate să fie și cineva din familia ta. Are tendința să te controleze, știe unde sunt bubițele acolo și se pare că ai făcut jocul până acum. Da, te lucrează la mental de nu mai lăsa să se întâmple lucrul acesta. Urmează să intri într-o perioadă de schimbare importantă în viața ta. Ăsta este testul tău. Mă mai las manipulat sau nu mă mai las manipulat, totul depinde de tine. Și să vedem care sunt și lămuririle. Ok. Nu știu dacă sunteți voi zodia de foc sau aveți de a face cu cineva în zodia de foc, cu ascendent Venus, lună, nodul nord în zodia de foc. E genul de persoană care îți indică asta trebuie făcut, așa trebuie făcut, aici trebuie mers, da? E, lucrul acesta ar fi bine să se schimbe și tu să reintri în puterea ta personală. Ia că hermitul, retrage-te, stai tu puțin cu tine, vezi ce-ți spune sufletul, vezi cine ești cu adevărat, vezi ce-ți dorești cu adevărat de la viață și urmează cursul acela. Ia că și regele de monede îl vedem aici. Hai să lămurim și să vedem, poate sunteți voi, da, ia că și roata, norocul, ceva urmează să se schimbe, inclusiv pe partea materială. Dar tu trebuie să-ți asculți intuiția, tu trebuie să acționezi din forță și din... Wow, puterea ta este incredibil, trebuie să mă ridic, dragii mei, și să iau cartea de jos, că s-a dus la 5 km. Ia să luăm noi cartea de jos și să vedem ce anume a zburat. Ia uite ce anume a zburat. Un paj de cupe care îți spune în felul următor. Tu să-ți asculți sufletul, unul la mână, doi la mână, te gâdilă, inclusiv la corazon acest împărat, s-ar putea să știe el ce anume să facă și pe unde să apese butoanele. Tu crede în tine, tu lucrează cu tine, tu investește în tine, este cel mai bun lucru pe care îl poți face vreodată. Nu mai crede tot ceea ce îți spun alții și nu mai crede ceea ce îți spune mintea ta. Poate ți se va da ocazia să faci o alegere între ceva și ceva. Alege-te pe tine. De fiecare dată și de fiecare dată vei avea de câștigat. Dar vine cineva cu o ofertă către tine. Pot fi două oferte, pot fi două persoane. Vezi, repet, apelează la intuiția ta, vezi ce îți spune sufletul. Pentru că tu trebuie să ai încredere, exact, de încrederea în tine și de felul în care tu te percepi, depinde reușita acestei alegeri pe care tu o vei face, acestei afaceri sau, mă rog, cum se numește, oportunități care vine către tine. Iată-te și cartea nebunului, curajul de a merge mai departe, de a face saltul în necunoscut, de a mai degrabă seamănă asta cu nebunul, luând cu tine toate cunoștințele și toate talentele pe care le ai, crede mai mult în tine. Ok, dacă vor fi două oferte pentru unii dintre voi, una este cumva în, să zicem, în zona de confort, cealaltă te forțează sau te împinge fie să mai investești ceva în tine, fie să înveți ceva nou, fie are un element de necunoscut care s-ar putea să te sperie. Aia cu elementul de necunoscut sau aia care te sperie cel mai tare este opțiunea cea mai bună pentru tine. Mă roagă spiritul să facă această lămurire. Bun, hai să mergem mai departe cu Cupid Deck de data aceasta și îmi zice nu, bine, nu, hai să vedem ăstea, bine, ăstea. Haideți să vedem, da, ceva ce ai așteptat, ia că te vine către tine, sunt niște vei sau o decizie pe care cineva a luat-o și ia că ți-o aduce cumva la cunoștință. Ok, la fel de bine vine un mesaj pentru unii dintre voi, lasă deoparte părerea celor din jur. Tu trăiește-ți propria ta viață. Sunt oameni în jurul tău, repet, care te manipulează, dar sunt niște oameni care au niște așteptări de la tine într-un mare fel. Așteptări care n-au nicio legătură
cu cine ești tu cu adevărat. Așteptările celor din jurul tău nu fac decât să pună o povară destul de mare și din ce în ce mai mare, îmi spune spiritul, pe umerii tăi. Nu mai trăi în minciună tu vis-a-vis de tine, ieși în lumina adevărului tău, pentru că trăind așa n-o să-ți fie foarte bine. Bun, poate să fie o figură paternă, da, iată, sau o energie masculină ceva mai îngustă care pune această presiune. Și e și manipularea, e și acel gen de manipulare, nu mai știu, e o scenetă de asta, că vrei să moară mamițu, aia cu Bubico, da? Caragiale, vrei să moară mamițu, vrei să moară tatițu, dacă nu faci așa, că tu poți, tu trebuie să faci aia, tu trebuie să realizezi. Bă, da, mai lasă-mă în pace, că până la urmă este viața mea. Bun. Multă vorbărie. Haideți să vedem și mesajul din partea amorului Ghebos pentru astăzi. Romantic feelings. Iată cine este pe îndrăgosteală, este o confirmare aici a faptului că ceea ce simți este autentic și ceea ce simte cealaltă persoană pentru tine la fel de autentic este. Și merită, nu-ți fie teamă, nu-ți fie frică. Iată, sunt niște frici aici pe care tu le ai cu cartea aceasta a decepției. Probabil ai fost decepționat în trecut. Da, it is your soulmate. Am mai vrut o carte ca să am eu confirmare. Este sufletul tău pereche. Dă-ți voie să fii autentic, dă-ți voie să te exprimi autentic și renunță la acele temeri, la acele frici. Mă rog, vindecă-le, transformă-le. Bun, hai să vedem sfatul de aici. Între timp, pregătiți întrebarea sau întrebările pentru spirit. Și avem două, start a revolution, iată-te, renunță la limitări și la tot felul de reguli impuse și mai departe și începe o revoluție în interiorul și în exteriorul tău, let them go, renunță la ei, că vorbim de familie, că vorbim de lucruri în care tu ai crezut și au prezentat stabilitate pentru tine, renunță la ele, dă-ți voie să te bazezi doar pe aripile tale. Și să vedem și răspunsurile la întrebarea sau întrebările voastre de astăzi. Răspunsul cu numărul 1 pentru întrebarea sau întrebările voastre este da, da, da. Iată posibil să includă și o chestie materială sau niște bănuți vin pe tine. Răspunsul este da. Pentru întrebarea numărul 2, pe ambele mă roagă să le las, răspunsul este și da și nu, în funcție de cât de mult îți dai voie să te deschizi sau să riști pentru situația pe care ai pus-o în vedere spiritului. Și răspunsul cu numărul 3 este maybe, poate da, poate nu, în funcție de credințele tale și de ce alegere vei face. Dragii mei, acestea sunt mesajele pentru astăzi. Have a glorious day. Ciao, ciao!